Salut și bine ați venit la Gânduri cu Tâlc. Sunt Camelia Tița, prietena voastră, și la Gânduri cu Tâlc, astăzi, vreau să vă transmit o idee despre viață și moarte. Pentru că în aceste zile am pierdut o persoană foarte dragă mie și este vorba despre mătușa mea și nașa mea, sora mamei mele, ultima dintre cei trei frați, o persoană la care am ținut foarte mult. Evident că am reflectat în aceste zile la ce înseamnă sfârșitul vieții pentru noi. Și Nicolae Iorga spunea că cea mai bună moarte este atunci când ești mulțumit de viața pe care ai trăit-o. Și pe fața nașei mele am sesizat multă liniște, am sesizat bucurie, și mi-am dat seama că ea atunci când s-a stins, a trecut dincolo împăcată. Împăcată cu viața ei, împăcată cu oamenii dragi care s-au aflat lângă ea, împăcată cu tot ceea ce a însemnat călătoria ei în această viață pe pământ. Și mă gândeam că poate nu toți reușim să construim o casă atunci când suntem în această viață pe pământ. Poate nu toți reușim să avem un copil. Poate nu toți plantăm un pom. Dar cu siguranță, cu toții putem fi oameni mai buni. Din punctul meu de vedere, sensul vieții este să încerci tot timpul să te autodepășești, să fii un om mai bun astăzi decât ieri și mâine mai mult decât astăzi. Cu siguranță asta reușim să facem cu toții dacă ne dorim și avem în intenție. Deci, eu zic să ne bucurăm că suntem în această călătorie și împreună să încercăm să facem această lume un loc mai bun, mai frumos, fiind noi mai buni. Vă iubesc și să ne fie de folos!